PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți. Astăzi pe Mind City am făcut inițierea noului membru din gruparea castraveților. Este vorba despre Ganecus. Ne-am cumpărat niște robe ceremoniale acum că Karina ne-a părăsit și a plecat în Africa de Sud sau ceva și i-am făcut inițierea ca la carte. Apăsați butonul de like, vreau să văd peste 10.000 de like-uri la acest clip. Nu uitați să vă abonați și la canalul meu secundar Pink Mănâncă. A apărut acolo clip nou ieri, vă rog urmăriți-l că mă dau ăștia afară. 1595 de dolari, dar sunt cel mai bogat de pe Mind City sau ceva, iar astăzi, după cum spuneam, vom iniția un nou membru în mafia / breasla / gruparea castraveților. Este vorba de Ganecus, el nu știe încă, dar noi trebuie să facem niște pregătiri. Luca Miu, unde da, ești, Pink, frumosul meu? Stau pe terasă și mă gândesc la tarasă. Să ce v-aș fi? A mea ra... Ce? Ce vrei să insinuezi? Ești rasist? Nu, ești aceeași rasă ca și mine, what do you mean? Rasa șmecherilor frumoși. Ok. A, apropo, văd că ai intrat în poliție, domnule. Da, normal, nu vezi ofițer, domnule. Trebuie să petrecem, trebuie să petrecem. Bine, haide! Haide! Hai, cred că mă dau afară. Artificiile! Bine, mă! Ok, hai să nu mai facem asta. Bun, lasă că nu știe nimeni. Bun, Luca, fii atent. Deci, mai pe seară am vorbit eu cu Ganecus și a zis că bine, mă, hai că mergem și facem inițierea. Și el nu știe, dar noi trebuie să mergem să ne cumpărăm robe, mă. Robe de, păi Karina avea robă, ne trebuie un preot cât timp ea lipsește, că ea era the high priestess, cum ar veni, știi? Ah, deci ea era gen religia noastră, era... noi ne rugăm la Karina înainte nu... să ne rugăm gen. Nu, asta e suspect rău de tot, Luca. E suspect. Nu, eu voiam doar să zic că ea era cu partea spirituală și acum... Ca un Dumnezeu al nostru, a. Nu, ea era contactul nostru cu Dumnezeu și acum gen nu mai... Da, contabila, agenta, era okay. Agenta noastră. Și acum fără agenta, dar... Magenta, au! Bă, tu tragi poliție. Au! Tu ca poliție tragi în mine? Bă, nu se poate. Ataci așa liderul grupării castraveților. Păi nu știi ce spune, spune legea. Ce lege spune? Asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Așa zice legea. Ce aliniat și rând e ăla? Ia zi-mi tu mie. Paragraful 19 din articolul 12. Da, cred că putem să luăm gen niște sacouri, dacă vrem. Bă, unde sunt alea de biserică? Bă, eu am acasă gen unde la de bucătar, dacă auzi, se pune. Am zis mai bine, cumpărăm costumul ăsta și zicem că ăsta e pentru ce ăsta? Tip, nu. ăsta e de hoț. Păi da, gândește-te, gen, o să luăm asta și cu asta și fii atent. Păi tu ar trebui să-l pui pe tine. N-arată bine și ăsta, adică arată destul de ok. Uite, luăm păi și da, papucii da. Ăla și era gen full preot. Păi da, dar atâta s-a putut, Luca, nu mai au bă, de preot, ce vrei să fac? Nu mai are pe aici ceva, n-are. Bă, aia e, facem inițierea cu costumul ăsta de latex. E de la strâmt de latex. Pune-ți asta pe cap, Pink, pune-ți asta. Aia nu-mi pun pe cap. Pune-o pe cap. Nice. Bă, încă nu vreau... un criminal prins, respect, bă, poliția mai simplă. Pleacă, bă, ăsta e costum de... Bă, o să-i zic lui Ganecus că e costum de la strâmt de latex. Oh, nu. Cu ăsta-i facem inițierea. Bun, cât mă costă costumul ăsta? Unde scrie? Costum stand 10 năsoși, ok. Mamă, te-a spart, ești nebun. Bă, armele că n-au preț, adică acum când poți și eu să cumpăr arme, n-au preț. Da, cred că gen poți să furi sau ceva. Bine, hai că fur și eu pe asta, gen, arată destul de tare. Ok, Pink, ok. Bă, ce faci acolo cât timp scriu eu că am cumpărat costumul de hoț? Bine, îl cumpăr cu tot cu bacala vaca, da, asta, dar gen... Bă, poți să-mi dai mie pe aia. Dacă n-ai ce face cu ea. Vrei să stai cu asta pe cap? Da, e mai complicat. Da, cred că gen ar trebui să-mi o dai înapoi, că e parte din costum. Bă, nu te dezbrăca. Actually, vezi că-mi stă bine. Uite, ne completăm unul pe altul. Ne completăm unul pe altul, gen. Tu ai masca și eu am restul de costum de latex. Bun. True story. Bun, atunci tot ce te... Am uitat să-i las banii. Păreri? Da, cred că gen ar trebui să ne întoarcem să lăsăm banii, nu?
Da, că mă rog, asta e doar o tactică, să mai tragem de clip. Hai că ne mai întorcem. Hai băieți, dați like, ne mai întorcem. Apăsați butonul de like chiar acum. Chiar am uitat să-i las bănuții. Bun, fii atent, am zis 10, da? 10, 10 bănuți, pam, 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 pam. Nu știu de tine, Luca, dar... Cum să nu mai bei costumul? Dar nu, dar nu înțeleg, lipsesc unii papuci de pe aici, nu prea înțeleg ce se întâmplă cu costumele astea. Uite, ăsta are numai chilos pe el. Vreau doar numai chilos. Pune-mă chiloții înapoi, mă. I-am purtat, tu îți dai seama că cineva o să-i cumpere și genul i-am purtat deja? Ah, ok, da. Hai să mergem, 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 hai să mergem. Stai mă, ce vinde aici? Nu știu, bă, tu te uiți la mine. De ce mergi, mă, dezbrăcat, mă? Mă, tu zi-mi ce se vinde aici, că nu prea înțeleg. Ce sunt astea? Jocuri de noroc. Ce nu sunt astea? Orice item costă litri. 1 leu. Vă rugăm să lăsați bani în sertar. Deci iei ce vrei pe 1 leu. Păi eu vreau ce vrei asta. Ce? Gata. Zaru? Ue, name tag la 1 leu? Nu cred. Bro, cumpără name tag-ul ăla, că e foarte... Mamă, ce nu, mișto e asta. Un zar, Pink. Luca, uite-te la asta de pe perete, ce șmecherie. Uite ce șmecherie. Păi zice, în rafturi, mă, nu... Nu asta. Ah, ia uite, mai ai teme și în rafturi. Ah, mamă. Păi sunt proaste. Mamă, ăsta, bă, ăsta face vânzare de aia ca la americani. De garaj. Bă, păi eu mi-am luat zarul ăsta. Ia că îi dau un leu. Unde îi dau un leu? Nu știu, lasă-l și tu pe acolo. Ia, i-am lăsat aici, uite unde l-am lăsat. Bă, dacă îl vede e bine. Hai, fură-i zarul și hai să mergem. Hai că bun. Zarul. Ia, am jucărie nouă. Deci avem costumul pentru inițiere, avem și sabia cu care o să ne lovim unul pe altul pentru a ne face frați. Bă, de castraveți. Nu e cam, nu știu, mi se pare cam brutală sabia aia. Am eu un cuțit la bucătărie, gen. Nu, bă, fără de astea. Păi ne tăiem puțin pe deget, gen. Să... Doamne. Știi? Păi tu bași sabia cu totul. Păi e de plastic, Luca, e de plastic. Vrei să jucăm 6-6, Pink, să vedem care dă mai mare? Păi și cum vrei? A, dacă îl pui... Ok, îl pui jos și vrei să... Cine are numărul mai mare? Ok, bun, da, ia, hai, pune-l. Eu primul. 4, ok, tu. ok. Fuck. 3, trebuie să-mi dai 1000 de euro în viața reală, prostul. Oh, cât? A, bă, Pink, asta nu e gen... 1000 de euro. Și ce e, hai. Asta e jumătate de clip de Mind. Da, dacă like actually da, e cam jumătate de clip. Bun. Hai că mai vreau să fac o chestie, Luca. Vreau să-mi pun benzină la mașină, că nu la avion. Mamă, tu mai ai avion, gen? Da, mai am avion și nu mai are benzină. Costă un avion, oare? Încă costă 500. Vrei să ți cumperi unul? Stai că îmi cumpăr. Bă, cred că ne lasă mașina. Bă, nu mai ai benzină să mergi cu ea. Nici în asta nu mai am benzină. Ok, hai că punem și în asta repede benzină. La benzinărie. La benzinărie, repede. Hai, de. Bun, și bun, cât bun, costă bun, benzina? Bun. Stai. Un năsos, 1000 de aia. Ok, bun, hai că stau eu în ea să zic. Da, zi-mi cât are. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 10.800 ai pus. Mai pune puțin. Încă puțin, gen. 200 mai trebuie să mai bagi. Hai, mă, n-am pus? Păi cred n-ai că... pus. Păi e goală asta. Stai așa că iau... E goală? Cine e goală? E pompa. What? Stop, gata. Deci ai pus fix de 12 năsoși. De 12 năsoși. Bun. Da, bun. Da. Hai că le lăsăm banii aici, că... dar chiar acum benzinăria aia lui Ganicus. Da. Face și el o treabă. Ia uite, 12 acolo și să vezi când vin cu avionul. Dar nu cred că mai... mai are. Bun, hai, urcă-te în mașină, că te duc la... Da, tu trebuie să fii atent. Plinul, bă, Pink. Nu-mi permit, mă, ești nebun, auzi, 25 de năsoși. Tu și cât înghite avionul, benzină. Înghite? Da. Bun, fii atent, o să parchez aici și te las pe tine. Ia mașina și du-mi-o înapoi în garaj, da? De ce? Păi eu mă duc cu avionul să-i fac plinul. Păi și de ce am venit cu tine? Să-ți iau ca mașina? Să-mi dai, exact, ca să fii valet. Nu, eu-s valetul personal. Bă, dar asta de ce? Mă, eu l-am lăsat așa întors aici, pot să jur că nu l-am lăsat așa. Bun, încă mai avem puțină benzină în avion, dar nu o să fie suficientă pentru că după ce punem benzină, mergem să minăm, să mai facem o grămadă de bani, să fim cei mai bogați de pe Mine City. Pentru că deja suntem, dar vrem să fim în continuare, să nu se pună nimeni cu bogăția mea. Așa, cât avem? Avem 1600. Ok. Bun, unde e gaura? Uite-i. Bă, Pink, deci dacă nu lași și tu de înciubuc, nu știu ce să mai zic. Ce, mă, vrei să lași și bacșiș? Păi mie, că ți-am dus-o înapoi. Ia, urcă-te în avion, zi-mi ce zice, cât avem. Avem 1600. Bă, eu folosesc acum când stau în el.
Păi, dar nu mai sta în el, gata, dă-te jos. Ia că punem toată benzina de la benzinărie, să nu mai exact, să nu mai rămână, să nu mai rămână pentru ceilalți, o luăm pe toată, proștii, hai. Proștii. He, proștii, să rândoci, o să rămână fără benzină, gata, mai 0%, nu? Mai are, nu mai are. Ia zicem, da, cât da, e da, în avion? 25.700, s-o am pus de 24, 24 de năsoși trebuie să mai las. Mamă, dar chiar că ți-am mâncat avionul. Mamă, am 23 păreri. Vrei să dau eu un năsos pink? Da, dă-mi tu un năsos, te rog, ca să... Poftim... stai, ce am făcut? Uite, îți dau un burger pe el. Da, asta a fost cel mai prost deal, gen, cu un... Cum? Un năsos ar trebui să fie 32 de burger pink. Da, dar ăsta e lins de mine, Luca. Vreau să te văd, okay, cum îl mănânci acum. Bun, hai că te-am lăsat, eu mă duc la minat și vorbim pe seară când intră Ganecus, da? Bine, bine, Pink, hai, bun, vezi, bun, bun, îmi dai semnale de fum. Îmi dai semnale de fum când vii, ca să știu. Bă, Pink, tu mergi pe jos cu avionul, ce da, faci? Da, 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 hai, pa, pa. Wait, actually... Oh, shit, trebuie să ne ridicăm puțin. Dude, ai putea să mergi pe jos cu avionul, actually, ia uite-l. Ia uite-l, bro. Mamă, ce rapid fuge. Da, n-ai de ce să mergi pe jos cu el. Luca Miu, amicul meu, da, a doua amicu oară pe ziua de azi. Am revenit de la minat. A doua oară sunt amicul tău? Da, și hai ce ai luat? Ai luat gen iar 1000 de chestii? Mai scade puțin. 700 de diamante. Nu mai crește, am zis puțin, nu 300. Mult. Am 900 de diamante plus 900. O grămadă de redstone dusturi și gen dacă le vând și pe alea, cred că e inflație mare pe Mine City. De ce e legal? Măcar, știi ceva, o strască să-ți verific banii ăia, cred că... Bă, dar ce ești tu, mă, de la ANAF sau de la poliție? Ia stai tu așa o secundică. Poliția ANAF-ului. Ce? Nici nu există așa ceva. Stai așa că... prin scopul ăsta. Bă, nu trage, stai așa să-mi cumpăr aurul și mergem, că am văzut că a venit Ganicus, nu? Păi, hai, stai, stai să, mamă, stai iar, să... iar stai să cumpere aur. Stai că trage pe gata, hai. Bă, pleacă de aici, pleacă, nu fura, că te bat, să mă bată ștrugaleții. Ia stai departe de aurul, hai, meu. Bagă, dă-i. Mamă, cât de ilegal arată asta. Mamă, urechile mele. De aur. Sunt curios cum se vede la... Mamă, urechile mele. Te uiți la mine pe nu mai auzi nimic. La canalul de YouTube, Luca Luc. Nu, ce, nu te aude nimeni, taci din gură. Luca Luc pe YouTube. Așa. Ok. Nu, n-a fost mai așa mult. 7200. Hai, hai că mergem. N-a fost așa mult. Da, mă, doar 7200 de bucăți de aur. Și dacă schimb ăsta, cred că iară fac ceva gen like 400 de năsuri. Și uite-l pe Gani, uite-l. Eu fac pe aia cu poliție. Ok, ia. Domnule cetățean Ganicus. Ganicus, bă, vă rog toată lumea să, știe. Veniți ușor, am primit un... Stai, că am uitat de sus. Ok, am primit un... Am primit un apel prin stația așa radio. Vreau să văd un buletin de urgență pentru că sunteți dat în căutare. O să vă dau mai multe informații. Din păcate n-am buletin. N-aveți buletin? De când am venit în MyCity nu mi-a făcut nimeni buletinul. Păi Luca, nu? De ce nu vrei să-i faci și buletin? Păi o să-i facem și buletin. Ok. Adi, ești dat în căutare pentru că ai furat inima acestui cetățean și o caută de mii de secunde și nu o găsește, Adi, unde i-ai pus inima. Jur că nu i-am furat-o. Uite-te cine la el, nu ce schimbare de stil are, e la bustul gol, e... Cât ai dat pe tot outfit-ul ăsta? Păi numai lanțul de la cât e 20 de milioane? Ia zi, papucii. 20 de rotbilioane. Și papucii, cât sunt papucii? Papucii Gucci, astea sunt 30 de rotbilioane. 30 de rotbilioane și banda de pe cap. Banda de pe cap. Aia e priceless. Aia e priceless, da. Bun. Ok, adios, trăiască să-ți facem și un... pune la înapoi, că mi-e frică cu ăla. Am auzit că n-ai buletin. Mi-e frică deja cu voi, împui mei. No, gata, ok, adios, suntem pașnici, actually. Eu nici măcar nu sunt pe tură, doar făceam mișto de tine. Ah, ok. Care-i faza? Avem o treabă cu tine, trebuie să te furăm așa că mișcă, hai. Bă, stai bă așa, nu trebuie să-i faci buletinul primată. Cum îl primim în secta castraveților fără buletin? Bă, chiar e destul de ilegal că n-ai buletin. Ok, stai un pic, mă duc să chem, chiar, da. Mă duc să chem un polițist, stai, revin. Ce polițist? Da, bună ziua. Da, domnul polițist. Are cineva polițist nevoie de buletin? Da, haideți, hai la poliție. Ok, urmați-mă. Vreau să mai văd și eu pe Cristina. Păcate.
Polițist localuc de la secția 4, am uitat să mă legitimez. Și Cristina. Maria. N-ai văzut-o pe Maria și pe Cristina? Domnule Headpink, trebuie să vă informez că domnișorile polițist nu mai lucrează, că nu ne-a mai dat statul bani de când sunteți... De când nu mai sunteți primar, nu mai avem bani să le plătim. Vrei să zici că de când a intrat Ovidiu, a scos gagici... Ce? Nu mai sunt deloc, jur. Nici măcar tu una. Chiar nu glumești? Nu, că eu acum fug, nu mai. Nu se am poate. Am căutat în toată fără secția. Femei? O femeie nu mai e pe serverul ăsta, care nu ne-a lăsat pe toți, nu m-a îndresit, mai e. Păi și fetele mele frumoase, deștepte și șmechere, în colanți de se vedea buc... Bă, nu se poate așa. Bă, ce se vedea? Bucureștiu? Se vedea Bucureștiu. Bucureștiu? Bă, Luca, okay trebuie să-l dăm jos pe Ovidiu, trebuie să-l dăm jos pe Ovidiu, mă înțelegi? Ok, dar întâi trebuie să facem un buletin acestui cetățean. Domnule Ganicus, aveți aici un model după cum trebuie să vă faceți, stați așa că vă dau eu imediat. Deci luați ăsta și îl semnați și puneți numele buletin. Și... faceți deci după... nume, vârstă, oraș, CNP. Da. Așa. Și completați dumneavoastră buletinul, eu vă zic dacă e ok și îl semnați. Păi dar de unde știi, dumă, că e ok sau nu? Deci scrie așa, nume Ganecus, cu un singur n. Okay. Vârstă 62 deci de ani. Nume, vârstă, nume așa, nu știu, numele, cred că... vârsta ce mai era? Orașul. Orașul și CNP-ul de 5 cifre. Hai. Bă, dar stai ceva, hai bă! Stai mă, așteaptă, că durează până să scrii bacă! Aici. Așa, și ultima care era orașul? CNP-ul. CNP, ok. Oraș și CNP. N-ai voie 77777, că ăla e a meu. Nici 429. Pune 69, 420. De fapt, actually, stai, că s-ar putea să-l am eu, stai. Nu, eu am 429, e ok. Gata. Dați și buletinul. Ia să vedem. Gata, a ieșit. What? Ce scrie, mă? Wait. Ok, asta nu știu cât de valid e. Ia, arată, adică, arată. Ce are? Ce are? Păi, orașul ar trebui să fie mai city acum dacă v-ați mutat și v-ați făcut buletin aici, nu? Chiar așa, ce topicraft? Pe top 9 avionul sunt top. Haideți că vă bate joc, vă rog frumos. Ce asta, bă? Suntem în city, domnule. Fără topicraft. Fără topicraft aici. Nu ai zis de unde m-am născut? Păi nu, orașul... Nu, orașul în care locuiești, adresa gen. Ok, da, fir ar să domiciliu. Fie. Fir ar să bine, fie. Fir ar să fie, bine că nu... Acum, bă, dar cine e ăsta? Trebuie să vorbesc cu Among Us ăsta acum, să-i dau buletinul. Gata, s-a dus buletinul odată pentru totdeauna. Bă, tu ce nu, faci, mă, aici? Nu, voi like, un mending, sexy, Luca. Pleacă-mă de aici. Bă, asta-i de mending-uri, ia uite-te la el. Păi ia, mă, Luca, ia. What? Ia, mă, ia-ți mending, mă, ia-ți mending, donație, pentru tine, ia-ți mending. Nu pot să cred. Dar trebuie să-ți iei mending de ei, că ai zis că vrei mending. Da, chiar voiam, urma să-mi iau mending pink, dar nu credeam că o să-mi dau $100 așa. A, da, doar așa. Ce zici, Ganicus, ia, vino, vrei și tu un mending? Da, sigur. Hai, mă, că-ți cumpăr și ție unul, hai. Dar scrie-te pe carte, scrie-te pe carte, Luca și tu, Ganicus. De ce ai atâția bani? Pentru ce crezi că am minat? Nu, e la Luca, trebuie să scrie în ea. Uite Luca buletinul. Pink, uite-te și tu la buletin dacă e ok. Ia să vedem. Wow, mulțumesc Pink de donația asta, chiar aveam nevoie. Cred că e ok, cred că e ok. Ia să vedem. Vă scrieți în carte să vă luați mendingurile de aici. Da, cred că e ok. Ce se întâmplă, mă, aici? Ce, mă, aici? Mă, cine are... Mă, cine și-a lăsat itemele în chestul cu trompeta mea? E o poveste amuzantă. Deci, domnul iSilent a venit la probele de poliție cu mine și avea item în inventar și l-a pus să le pun aici și nu și le-a mai luat niciodată, gen. Am lăsat la capibara! Da, ok. Cargus. Bun, dacă v-ați trecut și v-ați luat, hai să mergem gata, atunci. Hai să mergem, gata. Mi-am făcut și buletinul. Uh-huh, bun, gata. Deci acum suntem toți bine. Bă, Adi, vino încoace că trebuie să te inițiem. Da, trebuie să te inițiem. Când ne-am luat cu trompeta. Ne-am luat și costum special pentru. Dar stați așa să-l chem pe băiatul din breazla voastră, că eu sunt doar polițistul, adică. Da, cheamă-l pe ăla. Gata, băieți, ce ziceți? Și-a făcut Ganicus buletin, n-ai văzut, bă, Luca, n-ai fost. Nu, n-am fost pe fază, acum am venit. Gata, buletin, Luca. Da. Bine. Și cine ți l-a făcut? A fost poliția? Da, am un polițist gras, obez. Mamă, obezul ăla. Mamă, ce obezul ăla. Doamne, chiar nu sunt. Am înțeles că e coleg cu Luca, nu? Coleg cu Luca? Luca? Coleg cu domnul iSilent, nu știu. Domnul iSilent. Nu, bă, nu te-ai prins, dar e ok. Bun, intrați aici.
Haide, da mă, Gani, cum stai, mai văzut cum se intră pe aici? Ba da, ba da, cum stai, ia uite-l cum pune, bă. Stai, bă, că... Pune, bă, aia, ca așa, gata. Ia te vezi, am adăugat și luminii. Ia uite. Mamă, ia uite cum e pe aici. N-ai, bă, ce să zic la baza asta. Suntem bazați. Baza sperioasă. Sperioasă, mă, dar ai pus pe sitopic. E foarte înfricoșător, asta e. Aici ne mai trebuie, mă, niște lumină. Bă, ce nu facem aici? Adi, în primul rând vină cu... De ce l-ai scos pe la ping, nu? Bă, trebuie să-mi face la ping, că eu să știi că plec. Haide, vină cu acea, Adi. Hai, Adi, vină cu acea. Nu mai e cale de scăpare acum? Bun. Oh my god, nu. Bun. Stai aici. Gari, cum scoateți amândoi alea acum? Gari, cum înțelege? Înțelege că am căutat... Am căutat haine de preot, dar tot ce am găsit a fost costumul ăsta de latex. Asta e tot ce aveam disponibil pe stoc. Nu ne-am dus la magazin normal de costume, era un magazin mai special. Dar nu putem să dăm numele. E, costume de-astea. Da, mă rog. Așa. Pune aia pe cap, pune-o pe cap. Nu, fără aia, că ai prea mult, ai prea mult. Pune-o. Ăsta-i costum de gimp, nu de poți. Bun. Ok. Așa. Bă, dar nu-mi place că stau în colț. Păi vine în trebuie să vii aici la castravete. Pune mâna pe castravete. Stați în stânga și în dreapta mea, okay, eu sunt aici la castravete. Stânga și în dreapta mea. Da, prea mult, prea în colț. Nu, gen în față, aici. Aici și dincolo. Haide, ce facem? Așa. Păi, în primul rând, era frumos dacă te uitai la mine, Luca, dar sigur. Bine. Ganicus, promit să fii loial până la moarte Breslei castraveților. Promit să fiu loial până la moarte Breslei castraveților. Pupă castravetele acum din alte frame. Let's go, bine! Bă, ce ați făcut cu castravetele ăla? E spălat și scos din pământ. Băi, cam da. Aveam un fresh. Gustul ăla de ok. Castravetele nu crește în pământ. Nu? Mă rog, l-am cules din copac mai devreme atunci. Da, din bananie, din ce? Da, nu știu. Era lângă banana pe acolo, nu? Da. Promiți să faci tot ce ți este în puteri pentru a ajuta Breasla așa cum și Breasla face tot ce este în puteri pentru a te ajuta pe tine? Cu siguranță. Bun. Ți se pare că sunt gras? Nu, ești destul de plat, ești... Vrei să-ți dau un sfat sau să te ascult? Era doar o părere. O părere? Ceream o părere. Da, ești gras. Ok, nu mai cer nicio părere, continuăm. Da, sper că ai sânge în vene, Ganicus. Am. Oh! Acum tu lovești pe Luca, iar Luca mă va lovi pe mine. Asta. Exact. Mai facem o dată? Normal, okay. Fiecare membru trebuie să se sacrifice. Ok, să-mi dai una în chat, Adi, să ai milă. Dă mânuța. Au! Doamne, mamă, asta a fost agresiv. Au simțit-o și strămoșii mei pe asta. Ok, Pink, promis să... Aia, mai tași, mă, din gură, iau pe asta. Mamă, ce dă să mă... A întors fundul, Pink. Ok. Unde cui dau asta? O ține-o pe data asta. Nu, cred că genia mea și-mi trebuie. Bine, hai că o fac și eu o inițiere acum. Aaa, da, luat în cap, nu cred că e. Bun, ce m-a speriat. O să ne mai trebuiască trompete. Actually, eu n-am pupat castravetele, așa că ping dacă pupă și tu castravetele, hai. Ok. Mamă, aproape că i-a dat franțuzesc, ești nebun. Acum, hai din nou, Luca, să pup castravetele. What? Ok, eu am plecat de aici, știi ceva? Eram buzunarul din spate. Bă, pleacă-mă cu buzunarul. Curăță și tu astea, Luca. Uite. Hai, gata, l-am curățat. Bun. Hai să-ți explicăm. Vezi? Cum stă treaba? Tu ne-ai pupat castravetele, în primul rând. Deci eu nu vorbesc cu tine până... Jesus! De ce ai dat mine? L-am pupat cum nu l-a pupat nimeni vreodată. Bun, Ganicus, hai să-ți prezentăm. Aici va fi sala de conferințe. Ne mai trebuie mobilierul. Iar în cealaltă parte, vezi că e o bază destul de mică, nu ne trebuie mult spațiu. Aici vor fi... Mi se pare chiar pe average, adică chiar da, mare. Da, nu, e actually destul de mare. Mare, Pink, sincer. Da. Da, e peste medie, chiar în zona foarte mare. Da.
Aici vor fi niște chesturi unde să ne punem itemele ca să împărțim. De exemplu, eu când știu că nu mai minez o zi, două, pot să vă las târnăcopul deci, aici. Vreau doar să zic o chestie, Adi. A zis Pink asta, cred că l-am auzit de 10 ori, niciodată n-a lăsat Big X-ul ăla. Păi ghișe, unde e chestul în care să pun ăsta? Hai, zi. Uite-l, mă, vină cu uite-l aici, ia uite-l. Păi, dar nu e în camera care trebuie. Ia mută-l. Mută-l acolo și vezi că-l pun. Uite chestul, poftim. Poftim. Gata. Bă, dar vreau să-l văd și eu ce ai. Ciocanul meu? Da. Lasă-i Luganic să mineze el cu el, mă, că el e mai nou. Da, mă, uite, e mișto. E mic, e micuț. Da, vezi bine, că cu ăla minezi, dacă ești atent și minezi și redstone-ul, faci cam 170 de năsoși pe oră, din ce calculasem wow. eu. Wow, ok. Uh-huh. Asta chiar e destul de mult insanity. Asta e mai tractor. Mult decât... Da, ăștia sunt câinii de pază. L-am ascuns aici. L-am ascuns că mi-a... Fii atent ce mi-a zis Ovițanu. Mi-a zis că el vrea să-l cumpere, deci m-a bătut la cap cu cumpăratul și la un moment dat când a văzut că nu vreau să-l vând, a zis că las că se fură atunci. L-am ascuns aici. Dar a zis că îmi fură câinile așa pe față, mi-a zis. Băi, și e primarul gen. Da, nu știu cine l-a votat, că dacă știau câte nereguli a făcut, dar na, hai să zicem. But actually, Pink, știi ce? Chiar cred că ar arăta bine și ar fi puțin mai luminos. Să punem gen... lumânări, dar gen pe niște mese aici, știi, gen o masă aici. Păi și vrei, păi nu, aici la intrare eu mă gândeam să rămân un pic mai întunecat ca să fie așa. Bă, gen intri. Întunecat, nu, gândește-te, intri aici și apoi nu vezi lumină decât acolo unde chiar se întâmplă ceva aici. Bă, chiar e o idee bună, chiar e idee bună. Să fie știu, un pic mai dark. Se pare prea prea dark așa. Băi, mie da, mi se pare sunt și ochianele ăștia, ia uite-le. Fie de da. Da. Ochi. Eu zic că e suficient. Bă, chiar da. Suficient. Ganico, stai așa, că mai era o chestie pe care voiam să văd dacă reușesc să ți-o dau. Dar nu știu... Stai că nu știu pe unde am lăsat. Ia stai, n-aveam aici? Ah, desigur, uite. Ia. Bine, sunt cam puține, dar sunt de început. De fiecare dată când o să facem ceva pe server, afară la casele oamenilor sau o faptă bună sau facem noi ceva, lăsăm un castravet într-un semn, cam mai e chestia. Ah, da. Am înțeles. Da, da, da. Și vezi că am văzut că ăștia la bancă aveau ei niște castraveți, dar nu erau de-ai noștri, erau falși. Ăia dacă, deci dacă vezi castraveți la bancă, pe stânga și pe dreapta, îi furi. Vor să ne strice brandul. Și eu am zis că am înregistrat la Osim castravetele în item frame să nu-i mai prind, că altfel judecata bă, pleacă aici nebun. Bă, dar n-ar trebui să-i arătăm și ferma, că el n-a văzut ferma. Ah, și ferma, vino da, să... Da. Păi, hai să mergem la fermă. De unde crezi că luăm atâția castraveți? Îi furăm. Basilica? Nu. Basilica? Eu te-l pade, cum fugi, mă? Mamă, ce e schema asta? Pa, pa, Luca, nu știi să alergi așa repede. Au! Fraierul. Haideți cu mașina mea, că avem mai multe locuri în ea. Bă, vreau și o mașină, pică, nu mai suport. Stau în față. Eu oricum stau cu în spate, cu brațele așa ca bossul. Așa păi că da, că trebuie să se echilibreze greutatea, Luca. Ia uite mă cum stau, Adi. Crezi că voiam în față? Ia uite mă. Ca boss-ul. Așa. Oh, mamă, un pic de drift. Auziți? Mamă, dar asta e cu volanul în șanț? Da, toate-s de Anglia. Sunt cu volanul în șanț. Că-s mai ieftine, după Anglia. Deci... Ați importat bine, înseamnă. Da. Auziți? Eu stau și cu una pe geam. Mă gândeam să fac 2000 de năsoși și să-mi cumpăr 200 de expansiuni la teren. Că gen terenul meu s-ar întinde până aici sau ceva de genul terenul. Holy moly. Cum ar fi să am cel mai aici lung teren? Și ce faci cu el? Ce mare! Ce mare? Ferma, ce da. Ce bă aia de acolo? Aia e casa unde a fost Sami, cică nomad și s-a ascuns acolo. Hopa! Ok, ușor. Mamă, străzile din Mai City. Nu mai făcut accident! Nu mai conduci tot pe accident. Băieți, stați așa că îmi permit să fac așa ceva. Bă, eu am ieșit. I mean, dacă chiar îți permiți, eu nu-mi permit. Da, am vreo 1000 de alea de fier. Uite, Ganicus. I mean... Asta minează. Bă, vină mă încoa. Mă rog, nu mă arătezi de mine. Uite, Adi, ia niște mâncare. Mă, tu cumva... Dansează pentru mâncare, Adi, hai! Bă! Uită-te și tu ce rău, bă, n-am văzut să ai. Bă, cine a pus pe astea care atârnă aici? Oh, lu. Am rămas în costum, eu.
Bun, okay, Adi... deci practic nimeni nu știe de ferma asta de aici. Mm-hmm. Nimeni. Exact, în ferma asta ne creștem castraveții pe care o să-i folosim pentru branding. Mm-hmm. Și ține click dreapta pe ei, că unii s-ar putea să fie 100% crescuți. Și după aia plantăm înapoi. Dar numai ia-i cu click dreapta, asta e chestia. Că se iau numai dacă sunt să lasă crescuți. Teoretic trebuiau să se și planteze automat, dar... atât s-a putut. Pun semițele în mână și pun semițele instant. Da, 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 da. Bun, am mai luat, am și vreo 35. Cred că ne ajung, sincer, dacă ați mai luat și voi... 33. Da, ne ajung, ne ajung, ne ajung. Bun, da, și practic luat. Ferma asta e sub ferma mare și nu știe absolut nimeni de ferma asta. Mm-hmm. Like 100% ascunsă. E 100 cam ilegală sau ceva de genul. Cum să fie, mă, ilegală? Nu e. Na. Nu, că e tot pe zona de ferme, numai că e ascunsă. E cea mai legală chestie. Adică, na, poți să întrebăm un polițist dacă vrei. Da, probabil că n-ar trebui să... Ia să întrebăm. Domnul polițist, e legală ferma de acolo? Da, 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 chiar pare legală ferma aia. Eu o să mă duc, că sunt chemat la secție. Da, da, du-te, du-te. Gata, mă, băieți. Așa, mă, Luca. Da, a venit polițistul, mă. A zis că e ok. Ce polițist, mă? A zis că e ok. Uite cum stau cu burgerul în mână, vezi? Bă, ia uite-l, mă. Îl ții pe geam că nu te lasă ping să mănci în mașină, că și eu l-am rugat și nu m-a lăsat. Nu, tu, Ganicus, poți să mănânci, Luca n-are voie, că el face mizerie. De ce, bă? Mănânci ca un porc, ca un porc mănânci, de asta. Tu... bun, ce păi rău? Eu trebuie să mă duc la bancă să mai schimb niște bănuți, băieți, să-mi ziceți unde vă las. Și Ganicus, cred că peste câteva zile o să facem prima aici, întrunire. Aici, lasă-mi pe acasă. Oh. Cu, și gen, discutăm planurile, discutăm planurile. Poți să te duc și pe tine dacă vrei, că mă duc la bancă. Da, sau rămâi la, rămâi la Luca. Hai că vine, okay, hai că vine. Hai, okay, bă, okay. Luca. Așa. Mamă, o să fie, o să fie. Da, trebuie să ne gândim ce facem și cu Carina. Când vine, trebuie să-i dăm niște, niște treabă și ei, știi? Și trebuie să... chiar trebuie, chiar trebuie, da, să-i facem. Să facem un plan la, am la putea, întâlnire. Am putea, să, am putea să, să o folosim mai mult, gen, că e fată, știi, și mulți nu o... A, da, gen, facem și noi mai multe view... A, da, 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 da. Da, și view-uri, aia, adică, aia. Da. Și aia, da, 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 100% de acord. Mama, rup bordura asta, pa, pa. Bun, hai să ne oprim aici la bancă, pentru că, după calculul meu matematic, trebuie să ne luăm... un total de 408 năsoși, așa că hai să luăm de aici 4 și să lăsăm toate diamante, toate diamantele și să mai luăm de aici încă, cât am zis, mă? Am zis 408, deci încă 8, uite așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Și acum cu ceilalți bani avem 1750, mamă, aveam aproape 2000 dacă nu cumpăram mendingurile, dar sunt frații mei din SMP, mă înțelegeți? Sunt castraveții mei de breaslă. Și o să lăsăm și celelalte acolo, un pic de ordine. Și trebuie să scriem și în carte, uite, fix aici, take book și să vedem. Deci... să mă bată ștrugaliții, I hate pink. Și apoi mai aveam 915 diamante, liniuță $183. Da, pentru un total de, după cum am calculat eu, 408. Da, eu zic că am făcut o grămadă de bani în seara asta, dar cred că o să vreau să fac 2000 de năsoși oameni buni. Iar după aia cred că vreau să-mi extind terenul foarte mult și după calculele mele matematice, terenul meu ar putea fi extins enorm de mult. Am putea să ne ducem până în pădure în zona asta cu el. Bine, după aia taxele mele ar fi probabil uriașe, dar gândiți-vă la posibilități. Am putea să facem o dita mai grădina zoo pe, pe propriul meu teren. Cu toate animale aș putea să fac o colecție. Dude, sunt atât de bogat încât efectiv îmi permit să fac colecții. Acum am ajuns atât de bogat pe Mine City, e fenomen ce se întâmplă, așa că apăsați butonul de like și noi o să ne revedem pe data viitoare.